de folos decât ca să vii la Iisus Hristos, ca suflința mea vii-am închinat și să-i mulțumesc pentru tot. Las cu mulțumire, cu-ntreaga simțire, înaintea ta eu vin. Tată bun din ceruri, pentru tot ce-mi dărui, vreau să vin să-ți mulțumesc. Pentru sănătate, să fie Domnul nostru, înaintea căruia suntem încă în dimineața aceasta. De altfel, înaintea Lui suntem oriunde, oricând. Dumnezeu este prezent pretutindeni. Dar în dimineața aceasta suntem aici pentru câteva motive care deja au fost amintite de dimineață
Și Psalmul 138 spune în primele versete: Te laud din toată inima și cânt laudele tale înaintea Dumnezeilor. Când spune te laud, am făcut-o prin rugăciune, dar și în cântare spunea psalmistul, cânt laudele tale. Fie prin rugăciune, fie prin expresie doar verbală, fie prin cântare, noi totdeauna trebuie să spunem laudele Dumnezeului nostru și să recunoaștem că în versetul 2 spune, mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău. Suntem în locul acesta, în dimineața aceasta, înaintea lui Dumnezeu și în prezența lui Dumnezeu. Dacă spunem templul lui cel sfânt, nu o spunem pentru arhitectura acestei clădiri în care ne găsim în dimineața aceasta, ci pentru faptul că aici este prezent Dumnezeu. Și oriunde este prezent Dumnezeu, este și autoritatea lui, puterea lui. Și noi trebuie să recunoaștem că depindem de El. De aceea spunea psalmistul, mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău. Merită numele lui Dumnezeu să fie lăudat. În numele Lui ne-am adunat în dimineața aceasta. În numele Lui am adus cererile noastre, rugăciunile noastre înaintea Lui. El merită să fie lăudat și numele Lui înălțat între noi. De aceea Apostolul Petru spunea în Cartea Faptelor Apostolilor de nenumărate ori, în numele lui Iisus Hristos, Dumnezeu a proslăvit acest nume și vedeți ce s-a făcut Dumnezeu în lucrările lui mari, vindecând acest olog. Sigur că și în dimineața aceasta putem mărturisi același lucru, Dumnezeul nostru îngrijește de noi, nu datorită meritelor noastre, ci în numele Domnului Iisus Hristos. Și apoi enumeră, de ce trebuie să-i mulțumim? De ce să lăudăm? Pentru bunătatea ta, pentru credincioșia ta, căci ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. Recunoaștem și în dimineața aceasta că Dumnezeul nostru ne binecuvintează, ne-a binecuvântat și credem în baza acestor împliniri din trecut că Dumnezeu va avea grijă de noi și în viitor. Haideți să-L glorificăm din nou, să-I mulțumim încă o dată pentru bunătatea Lui, spunea poetul cântării, pentru că trăiesc, pentru că sunt, pentru iubirea Lui, pentru tot ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și să-L rugăm în continuare să ne ajute în locul acesta să ne închinăm cu frică în templul lui cel sfânt și să-I preamărim numele Lui. Ne închinăm înaintea Domnului toți.
Vă invit cu tot respectul să reocupăm locurile din nou. Vrem în dimineața aceasta, ca întotdeauna când suntem înaintea Domnului, să vă binecuvântăm în numele Domnului și să vă spunem un bun venit în casa și în numele căruia ne-am adunat în această dimineață. Slăvim și binecuvântăm pe Domnul nostru. În primul rând, aș vrea să spun bun venit fratelui Mitică Moț, păstor la Biserica Elim Timișoara. Cred că majoritatea dintre noi știe de biserica aceasta. Cred că este cea mai mare biserică din România pentecostală, ce numără mai bine de 4.000 de membri. Dorim ca Dumnezeu să-l binecuvinteze și să-i facă bucurie deplină și în această zi aici, unde de fapt suntem așa de mici și puțini față de dânsii, dar suntem și noi părticică din acel trup mare și unic al Domnului nostru Iisus Hristos, care este biserica sa. Mulți puțini suntem și noi parte din ea și mulțumim Domnului pentru aceasta. În ocazia acestei vizite vă spunem bun venit și dorim ca puținele zile, trei care le petreceți împreună cu noi, să fie sub privirea Domnului, sub binecuvântarea Domnului și care să vă aducă bucurie și pace. Domnul să vă binecuvinteze! Dorim să spunem, pe lângă veștile bune și vești triste, săptămâna aceasta sora Magda și-a pierdut unul din frații dânsei la numai 56 de ani, a trecut din viață. Spunem condoleanțe familiei Todea. Domnul să-i mângâie pe ei, să-i binecuvinteze pe ei, familia dânșilor din România, familia celui decedat, Dumnezeu să poarte de grijă, așa cum știe El, în toate privințele. Sigur, triști sau bucuroși, noi trebuie totdeauna, în toate circumstanțele, să lăudăm pe Domnul, spunea David, făcând o juruință înaintea Domnului, te voi lăuda în orice vreme și lauda ta va fi totdeauna în gura mea. Fie dar și în condițiile triste, ca și în cele pline de veselie, laudele noastre pentru Domnul. Haideți să continuăm și în dimineața aceasta, așa cum am făcut-o prin rugăciune, prin cântarea de laudă, să continuăm să-L glorificăm pe Dumnezeul nostru, pentru că unul din cele mai mari motive ale întâlnirii noastre este ca împreună să glorificăm și să înălțăm numele Domnului. Fie El binecuvântat între noi, prin exprimările în slujire care le vom face și în dimineața aceasta. Domnul să ne binecuvinteze! Cântăm pentru slava Domnului, împreună cu grupul de laudă, în timpul acesta facem și colecta din dimineața aceasta, după care corul bisericii slăvește pe Domnul cu prima cântare. Dacă sunt și alte cântări, frați sau surori, care contribuie pentru slava Domnului, după obiceiul nostru, să ne facă de cunoscut și Domnul să-i binecuvinteze. Thank you.
sfânt paradis, țară minunată, rai de nedescris, patrie dorită, patrie de sus.
să fim cu noi. Amin. Domnul să ne ajute într-adevăr să fim așa cum ne numim. Cântăm din nou împreună cu grupul de laudă pentru slava Domnului, apoi iarăși corul slăvește pe Domnul și după cântarea corului ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze pe fratele păstor Mitică Moț, să-l inspire și să avem parte de mesajul Evangheliei care să ne întărească, încurajeze, îmbărbăteze, hrănească sufletul și în ziua aceasta. Domnul să-l binecuvinteze pe el și pe noi toți. Amin. Mesager rătăcitor prin lume, sunt un călător spre patria de sus. Mi-am pus arfa mea în slujba unui nume, nume înălțat și minunat Iisus. Lauda mea e pentru Împăratul, nimeni nu-i ca El așa frumos. Mai greu în foc și în încercare.